Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, dragilor! Sunt Lăcrămioara Pralea. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate. Ne aflăm în cabinetul unui medic de succes, medic care nu întâmplător conduce și clinica de neurologie de la Spitalul CF2. Este vorba, dragilor, despre prietena emisiunii noastre, doamna doctor Emilia Furdu-Lunguț, medic primar neurolog, șefa clinicii de neurologie de la Spitalul CF2. Bună ziua, doamna doctor! Mă bucur că ne-ați primit astăzi în cabinetul unde vă desfășurați activitatea profesională. Bună ziua dumneavoastră, bine ați venit! Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit! Astăzi, dragilor, vom vorbi cu doamna doctor despre o afecțiune neurologică frecventă, afecțiune care poate deveni insuportabilă dacă nu este tratată corect. Este vorba despre cefalei. Doamna doctor, când este momentul să ne îngrijorăm, dar și ce afecțiuni poate ascunde cefaleea? Cefaleea este fără doar și poate una dintre cele mai frecvente dureri pentru care pacientul se prezintă la medic, urmată îndeaproape de lombalgii. De fapt, în literatură se spune că există peste 300 de afecțiuni care se pot manifesta cu cefalee. Cefaleea poate fi simptom de debut al acestor afecțiuni sau poate fi simptom de manifestare sau de perioadă de stare. Cu alte cuvinte, pacienții care prezintă cefalee trebuie investigați și observați îndeaproape pentru că această durere de cap, iată, poate să ascundă o serie întreagă de afecțiuni. Da. Doamna doctor, cum ne dăm seama dacă avem o simplă durere de cap sau suferim de ceea ce numim cefalee? Oricare dintre noi, în cursul vieții, putem prezenta episoade cu durere de cap sau cefalee. În condiții de stres, de supra-solicitare, de privare de somn, de situații conflictuale și așa mai departe. Când trebuie să ne îngrijoreze acest simptom? Atunci când devine constant, când se repetă frecvent, când perioada de durere durează destul de mult și de asemenea atunci când cefalea sau durerea de cap nu cedează la tratamentul antialgic și antiinflamator obișnuit și de asemenea apar fenomene însoțitoare, cum ar fi greață, vărsătură, tulburări de vedere de tipul fosfenelor sau scintilațiilor în câmpul vizual sau tulburări auditive, așa cum sunt acufenele. Bineînțeles că în situații mai grave sau atunci când cefalea este substratul unor afecțiuni neurologice severe, vor apare și o serie întreagă de alte simptome, cum ar fi deficite motorii, alterări ale stării de conștiință și multe, multe alte simptome care ne ridică o serie întreagă de semne de întrebare. Și simptome care până la urmă ne trimit la medicul specialist. Sigur că da. Ne trimit la medicul de familie sau ne trimit la medicul specialist. Important este ca pacientul să realizeze gravitatea situației sau să realizeze că este momentul să se prezinte la specialist. Da. Spuneam că cefaleea este atât de frecventă încât chiar vreau să menționez că marea majoritate a centrelor medicale și-au deschis clinici în care se face diagnosticul și tratamentul cefaleei. Cu alte cuvinte, clinici care se ocupă și studiază cefalea. În fața unui pacient care prezintă durere de cap, abordarea diagnostică și terapeutică trebuie să fie foarte serioasă. De ce? Pentru că
la nivelul cavității craniene se găsește creierul sau substanța cerebrală, care este de fapt structura cea mai importantă din organism și care este de fapt coordonatorul tuturor funcțiilor motorii și somatice. De ce este atât de frecventă cefalea? Ne punem această întrebare. Oamenii de știință au găsit un răspuns destul de logic, și anume, la nivelul extremității cefalice se găsește cel mai mare număr de nociceptori sau receptori pentru durere. Poate și datorită faptului că în cavitatea craniană este găzduit creierul și atunci creierul trebuie protejat cu orice preț. Tot la nivelul cutiei craniene se găsește pasajul nazal, adică fosele nazale, și pasajul oral, adică cavitatea orală, care atunci când suferă o serie întreagă de patologii, manifestările sunt foarte complexe, dar în primul rând există cefalee. Că această cefalee are caractere diferite pentru fiecare din aceste afecțiuni, aceasta este partea a doua. Da, important este că trebuie să ajungem la medic când avem toate aceste simptome, doamna doctor. Cefalea poate fi întâlnită la toate categoriile de vârstă, inclusiv copiii, tinerii? Sigur că da. Acesta este un lucru foarte important. Atunci când se prezintă la medic un pacient cu cefalee, bineînțeles că trebuie să ne orientăm, apropo de etiologie, în primul rând, din punct de vedere al vârstei. Vă dați seama că altfel vom investiga și vom aborda un copil sau un tânăr și la cu totul alte patologii ne vom gândi la un vârstnic. Exact. Deci până la urmă cefalea poate fi o patologie, să spunem, de sine stătătoare sau poate fi un simptom al altor afecțiuni, fie ele mai ușoare sau mai grave. Sigur că da, și aș vrea să vă dau niște exemple. De pildă, cefalea la copii și la tineri trebuie atent investigată, deoarece trebuie să eliminăm malformații congenitale, dar mai ales malformații vasculare. Pentru acest lucru, nu numai examenul neurologic este esențial, dar și examenul imagistic, pentru că numai imagistica prin rezonanță magnetică nucleară poate să pună diagnosticul malformațiilor vasculare cerebrale. Deci RMN-ul? Sigur că da. Este investigația care îți poate spune este ce ai. Investigația de elecție. De asemenea, tot tânărul, adolescentul sau adultul tânăr trebuie investigat cu mare seriozitate în condițiile în care se prezintă la medic, să zicem, pentru migrenă. Când vorbim despre migrenă, trebuie să știm că migrena este de fapt o hemicranie și de asemenea că migrena poate fi substratul acestor malformații vasculare cerebrale. Deci niciodată nu vom pune diagnosticul de migrenă fără să facem o investigație serioasă a pacientului respectiv și implicit investigația prin rezonanță magnetică, inclusiv cu secvența de angio, pentru că această secvență ne pune în evidență eventualele malformații vasculare cerebrale. Cu alte cuvinte, nu vom pune diagnosticul de migrenă după vârsta de 40 de ani, pentru că deja după această vârstă apar o serie întreagă de alte patologii. Patologii vasculare, patologii infecțioase, inflamatorii, tumorale. De fapt, pentru tumori, indiferent de vârstă, că este vorba de copil, de adolescent, adult, tânăr sau vârstnic, deci se confruntă cefalea, și sigur că da, persistentă, în primul rând, în această situație trebuie să eliminăm ideea de neoformație, adică de proces expansiv intracranian. După ce am eliminat acest diagnostic prin investigațiile pe care le efectuăm, atunci ne vom orienta către alte patologii mai simple, care țin fie de afecțiuni sistemice, de afecțiuni în sfera ORL, afecțiuni psihiatrice și multe, multe altele care pot reprezenta substratul durerii de cap.
Da, migrena, doamna doctor, este tot un tip de cefaleie? Migrena este tot un tip de cefaleie, dar este un tip particular de cefaleie. Este hemicranie, adică debutează pe jumătate de craniu. Are anumite fenomene însoțitoare, caracteristice, cum sunt fotofobia, fosfenele, acufenele și uneori grețurile și vărsăturile. De asemenea, există forme de migrenă care pot să prezinte anumite fenomene prevestitoare, acea migrenă cu aură. Și de regulă, aceste fenomene prevestitoare sunt aproape întotdeauna aceleași, încât pacientul care suferă de migrenă și mai ales migrenă cu aură poate să fie alertat înainte de instalarea crizei de cefalee și acest lucru este foarte important pentru că ne ajută pe noi în tratamentul crizelor migrenoase. Migrena cu aură fiind o formă de migrenă care se tratează destul de ușor pentru că există un tratament specific pentru această fază. Tratamentul administrat în faza de aură poate duce la întreruperea sau dispariția crizei de migrenă, ceea ce este foarte important pentru pacientul respectiv. De asemenea, examenul clinic este foarte important, pentru că în condiții de durere de cap sau de cefalee persistentă, putem, de pildă, realiza auscultația craniului. Și în aceste condiții se pot auzi sufluri, dacă, bineînțeles, pacientul prezintă malformații vasculare cerebrale. Dacă pacientul prezintă o patologie sinusală, sinuzite, etmoidale, maxilare, doar spuneam că la nivelul cavității craniene există pasajul nazal, respectiv cavitățile nazale. Infecțiile sinusale sunt foarte frecvente la copii, la tineri, la vârstnici, iar durerile frontale sunt un semnal de alarmă că, într-adevăr, în această situație putem vorbi despre o patologie ORL. Dar niciodată nu trebuie să ne liniștim cu patologia cea mai frecventă sau cea mai ușoară. Pacientul trebuie investigat pentru că durerea frontală poate să ascundă și o serie întreagă de malformații sau alte afecțiuni, cum ar fi tromboza de sinusuri venoase. Da, deci dacă noi avem, doamna doctor, dureri intense de cap care persistă, prima dată trebuie să vizităm medicul neurolog, după care, dacă nu se rezolvă la neurologie, mergem spre ORL sau spre celelalte ramuri, da? De regulă, cefaleea, într-adevăr, este tratată de neurolog sau, mai bine zis, pacientul care prezintă cefalee, în primul rând, vizitează neurologul. Deși, după cum spuneam, cefalea poate fi semn și al multor altor afecțiuni sistemice. Dar noi, în specialitatea noastră, spun eu că suntem destul de bine documentați și întotdeauna pe baza anamnezei, adică a istoricului afecțiunii, respectiv ne interesează debutul cefaleei, durata, frecvența, fenomenele însoțitoare, istoricul familial, pentru că știm foarte bine că migrena se poate moșteni. După ce facem o anamneză completă, corectă, amănunțită, atunci trecem mai departe la examinarea pacientului. De multe ori, examenul neurologic al pacientului, atât în criză cât și în afara crizei, poate fi normal. Deci pacientul nu prezintă semne neurologice, nu prezintă anomalii de reflexe sau tulburări de nervi cranieni, însă de cele mai multe ori patologia este evidențiată prin investigațiile pe care le efectuăm. Deci întotdeauna după anamneză și examenul clinic neurologic, dacă nu avem niciun semn de focar sau semn de deficit, vom trece la efectuarea investigațiilor probe biologice, investigația CT sau investigația RMN,
examenul ORL sau chiar examenul care să elimine eventualele patologii sistemice sau alte patologii mai complexe. Cu alte cuvinte, cefalea la un moment dat poate să necesite o abordare multidisciplinară, o colaborare foarte strânsă între mai multe specialități. Da, deci există, doamna doctor, mai multe tipuri de cefalee, da? Da. Care sunt, să spunem, mai des întâlnite? Cel mai frecvent întâlnite sunt durerile de cap, care sunt descrise de pacient ca fiind foarte intense, cu debut acut, sau ca o lovitură de cuțit, sau ca un fulger, așa numită cefalee thunderclap, care este cefalea de debut, de pildă, în hemoragia subarachnoidiană, hemoragia printr-o ruptură a unei malformații vasculare cerebrale. Sau tot această cefalee fulgerătoare, descrisă de pacient, poate însemna și debutul unei crize de migrenă. Să nu uităm că cefalea deosebit de intensă poate fi întâlnită și în condițiile în care se consumă anumite alimente care au, deci, un conținut mare de conservanți și mai ales de nitriți, sau în condițiile în care se consumă băuturi foarte reci sau consumul exagerat de înghețată. Există așa numita ice cream headache, cefalea determinată de consumul exagerat de înghețată. Situație în care răcirea bruscă a faringelui determină anumite fenomene vegetative care la rândul lor produc cefalee. Administrarea de anticoncepționale poate da cefalee? Sunt situații predispozante sau nu? Pacientele care sunt cunoscute migrenoase pot prezenta intensificarea crizelor de migrenă la consumul de anticoncepționale. Din această cauză, atunci când sunt cunoscute probleme, trebuie o colaborare între neurolog, ginecolog și eventual endocrinolog. Pentru că, da, există o serie întreagă de situații biologice, patologii hormonale, care pot să favorizeze cefalea. Dar fiind cunoscute aceste lucruri, atunci pacientul respectiv sau pacienta respectivă începe tratamentul numai după efectuarea unor consulturi interdisciplinare, neurolog, ginecolog, etc. Și se alege clasa de anticoncepționale care va fi tolerată de pacienta respectivă. Da. Cefalea, doamna doctor, se tratează medicamentos? Cefalea se tratează medicamentos, tratamentul medicamentos fiind considerat un tratament simptomatic dacă această durere de cap are un substrat organic, adică o leziune organică. Cu alte cuvinte, investigația imagistică sau, mă rog, toate investigațiile pe care noi le efectuăm pentru a diagnostica substratul cefalei, dacă pune în evidență o leziune organică, atunci noi rezolvăm leziunea organică și ulterior facem tratamentul medicamentos. Dacă nu se descoperă niciun substrat organic sau o altă afecțiune sistemică, atunci doar tratamentul medicamentos este eficace pentru a trata aceste episoade de migrenă sau de cefalee de altă natură. Bineînțeles că fără medicație nu se poate ameliora de la sine episodul de cefalee. Dar ce complicații poate da cefaleea dacă nu este tratată la timp și corect? Să spunem că în zilele noastre suntem cu toții foarte ocupați, mai luăm câte o pastilă când avem dureri, poate din diferite motive amânăm vizita
la medicul specialist. Poate declanșa această cefalee o altă patologie, să spunem, mai gravă? Sigur că da. De fapt, aici sunt mai multe aspecte care trebuie discutate, și anume, cefalea care are substrat organic, fie tumoral, fie vascular, fie inflamator, obligatoriu, după precizarea diagnosticului, se face tratamentul afecțiunii de bază. Pentru că în condițiile în care nu rezolvăm și nu tratăm afecțiunea de bază, aceasta evoluând, bineînțeles că agravează și cefalea, iar cefalea înseamnă un disconfort permanent și acest disconfort ce face? Afectează integrarea profesională și socială a individului respectiv, mai ales integrarea profesională, pentru că în condițiile în care ai o cefalee permanentă, persistentă, de intensitate mare și mai ales cu fenomene însoțitoare, grețuri, vărsături, tulburări de mers de echilibru, normal că nu îți vei putea desfășura activitatea profesională în mod normal. Dacă vorbim despre migrenă, atunci, bineînțeles că trebuie obligatoriu găsită schema care să amelioreze cefalea, care să scadă frecvența puseelor de cefalee, pentru că, de asemenea, este afectată grav activitatea profesională a individului respectiv. Iar în condițiile în care nu se descoperă la timp substratul, de ce? Pentru că pacientul nu s-a prezentat la medic și atunci nu au fost efectuate investigațiile necesare, normal că afecțiunea, sau mai bine zis, durerea se agravează, boala de bază, de asemenea, poate să evolueze, iar în condițiile în care diagnosticul este pus tardiv, chiar dacă putem rezolva afecțiunea respectivă, atunci sechelele pot fi pentru toată viața. Da, ce ar trebui să rețină telespectatorii despre cefalee? Cefalea sau durerea de cap este într-adevăr un simptom foarte frecvent întâlnit. Poate fi determinată de stres, poate fi determinată de supra-solicitare, de privare de somn. Dar să nu uite pacienții un lucru esențial. În condițiile în care cefalea persistă și se agravează, prezentarea la specialist este absolut obligatorie, pentru că substratul acestor dureri de cap persistente poate fi o afecțiune serioasă, fie neurologică, fie sistemică. Deci, numai prezentarea la medic, la timp, bineînțeles, poate duce la instituirea tratamentului adecvat pentru remisiunea totală și definitivă a puseelor dureroase. Da. Doamna doctor Emilia Furdu-Lunguț, ne apropiem de finalul acestui interviu și știu că ați scris o carte, o carte cu versuri foarte frumoase, și aș vrea să-mi spuneți și să-mi recitați versurile dragi sufletului dumneavoastră. Să luăm cartea, să le arătăm telespectatorilor. Da, ultima ediție este Viața din vis, pentru că înainte de această carte am mai scris încă două, însă Viața din vis este cea mai importantă pentru mine și este cea dragă sufletului meu. De ce m-am apucat de scris? Oare pentru că am vrut să știu pentru ce m-am născut, pentru ce trăiesc, de ce exist în acest misterios univers, dar secretul nu mi s-a spus venind de dincolo de sus. Apoi ce am mai făcut? Am căutat cheia magică și am deschis cu greu lacătul sufletului meu în aceste versuri. De aceea aș vrea să păstrez cheia magică, să deschid o poartă străină mie și niciodată să nu o mai închid. Am stat de vorbă cu Dumnezeu ca să-L întreb iar și iar, de ce tocmai eu în al vieții coșmar? Spune-mi că ești Dumnezeu, de ce trebuia pe pământ să vin să cunosc al vieții chin? Adie vântul și parcă îmi spune, ești trecător prin altă lume, cade frunza și parcă îmi spune și ea, ca mine și tu vei cădea. Dar eu îmi caut locul în această lume, îl găsesc sau nu-l găsesc, nu depinde numai de mine,
Și atunci îmi spun ce șansă avem în fața vieții, putem schimba destinul, poți fura soarele dimineții. Eu zic că da. Prin luptă, prin perseverență, prin credință în tot și în toate, da, ne putem schimba destinul. Da, ce frumos, doamna doctor, ne bucurăm din suflet că astăzi ne-ați invitat aici, în cabinetul dumneavoastră, unde zilnic vă desfășurați activitatea profesională. Telespectatorii știu că vă pot găsi de luni până vineri la Spitalul CF2, bineînțeles cu trimitere și cu telefon înainte, având în vedere condițiile de la ora actuală. Vă mulțumesc așadar că ne-ați găzduit la dumneavoastră, vă mulțumesc și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această problemă de sănătate frecventă și vă reaștept cu tot dragul în platoul emisiunii. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru vizita pe care mi-ați făcut-o. Mă bucur foarte mult și sper să repetăm și altă dată această experiență. Telespectatorilor, le mulțumesc pentru atenție. La revedere! Dragilor, noi revenim în câteva minute din platoul emisiunii Sănătate înainte de toate.